motivul pentru care Irina Login și Benone Sinulescu nu și-au vorbit ani de zile. De ce s-au certat? Irina Loghin a fost devastată la aflarea veștii că Benone Sinulescu s-a stins din viață. Cântăreață și-a exprimat regretul și recunoștință față de cel care i-a fost partener de scenă. Puțini sunt cei care știu că cei doi artiști nu și-au vorbit pentru o bună perioadă de timp. De ce nu și-au vorbit Irina Login și Benone Sinulescu? Irina Loghin și Benone Sinulescu au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de artiști. Cei doi au avut numeroase concerte împreună, iar artistul a ajutat-o mult în carieră pe artistă. La un moment dat, Irina Loghin a refuzat să mai vorbească cu regretatul artist, iar perioada de tăcere s-a întins pe mulți ani. Se pare că artista s-a supărat pe cântăreț deoarece acesta a criticat-o în public pentru faptul că a acceptat să cânte piese cu versuri de ochiate. A fost o poveste acum câțiva ani și m-am supărat foarte tare, nu mi s-a părut în ordine. M-am simțit dezamăgit pentru că eu am avut mereu grijă de Irina Login, căreia i-am fost alături de-a lungul anilor. Am cântat împreună în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să o promovez. Fetele astea care se îmbracă sumar și dau din fund pot cânta melodii cu astfel de versuri. La noi nu este permis. Nu am intenționat nicio secundă să o jignesc, este o mare interpretă de muzică populară, nu mi-aș permite. Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei, eu am considerat că ea merită promovată. Tocmai de aceea m-am simțit dezamăgit la vremea respectivă, pentru că i-am fost alături în fiecare moment important al vieții, a declarat Benone Sinulescu la vremea respectivă, potrivit WOBIS.